În general, constat din experiența mea de lucru în aceste consilii de administrație că școlile trebuie sprijinite cu prioritate. Sunt foarte multe probleme pe care le descoper în timpul participării mele la aceste ședințe și trebuie să vă spun că nu stau numai în biroul la ședință, cobor și mă duc și văd fizic toate situațiile care sunt.